Constatând o lipsă a literaturii despre vaccinuri în librării, te-ai apucat să scrii acest volum. Uh, ai vrut să fie un volum pentru uh, toată lumea, oricine să poată să-l citească, să fie atractiv, e o, de fapt o colecție de, de povești reale. Uh, când uh, când te-ai gândit să, să scrii acest volum? când uh, ai avut uh, uh, impulsul declanșator, să spun? Am început să-l zic acum trei ani. Um, și cum zic și în carte, nu m-aș aștepta niciodată că îl voi termina, că voi termina cartea într-o astfel de situație, ca cea din prezent, o epidemie cum omenirea nu a mai văzut de 100 de ani. Um, cred că imbolul de a scrie cartea a venit în același imbold pentru care am pornit Pikachu Science Festival. Uh, am sesizat o lipsă uriașă în uh, posibilitățile de informare până la urmă. Dacă chiar vrei să afli cum funcționează vaccinurile, cum au fost descoperiți, uh, nu știu, uh, microbii, cum uh, s-a demonstrat rolul patogen al anumitor virusuri. Uh, nu ai de unde. Uh, evident, trăim în epoca internetului, poți să dai www.amazon.com și vei găsi foarte multe cărți, dar nu dispui de cărți serioase în română. Se găsesc, bineînțeles, tot soiul de uh, materiale de propagandă antivaccinistă, dar pe alea nu le poți considera sub nicio formă uh, literatură serioasă. Uh, și atunci uh, am încercat... Uh, să acopără această, acopăr această lipsă, pentru că mi se pare că suntem cu toții responsabili să punem mâna și să rezolvăm lucrurile atunci când ne lovim de ele, nu doar să ne plângem. Și la fel cum am demarat Bucharest Science Festival sesizând că suntem singura țară din zonă care nu are un festival de știință și sesizând lipsa unui efort coerent în uh, primul rând la autorităților uh, de a promova uh, cunoașterea științifică. La fel, uh, am sesizat această lipsă în uh, bibliografia, am putea să spunem, în uh, sursele de informare legate de epidemii și de vaccinuri. Uh, tu sesizezi deseori lip, lipsă, să spun așa. Ai sesizat și Uh, acea posibilitatea inoculării plasmei. Uh, cred că ai fost primul în româniac și, și te-ai și zbătut ca să ca să fie adoptată această procedură a inoculării plasmei de la bolnavii de COVID. Uh, și funcționează? Da, acum? funcționează. Acum, uh, doamne ferește, nu trebuie să crezi că aia a fost ideea mea Așa, dintr-o dată mi-a apărut o idee mirobolantă. Infuzia de plasmă hiperimună este un tratament folosit de cel puțin 100 de ani, dacă nu și de mai mult. A fost folosit din plin pe timpul epidemiei de gripă spaniolă, cu rezultate suficient de bune. E cumva paradoxal că un astfel de tratament nu a răsărit imediat în uh, mintea autorităților, pentru că discutăm de fapt de cei care sunt responsabili de politicile sanitare, discutăm de cei care sunt responsabili de politicile, de educație, pentru că lucrurile astea sunt legate unele cu altele. Uh, și da, când se sizez o astfel de problemă, nu sunt omul care doar să mă plâng de ea, ci încerc atât cât pot să o rezolv. Uh, spuneai că de, și acum 100 de ani se făceau uh, astfel de uh, proceduri, uh, dar și vaccinurile au o istorie destul de îndelungată. Când au apărut primele vaccinuri în... Uh, Depinde de ce înțelegem prin vaccinuri. Putem să uh. o luăm altfel. Pri, pri, a fost prin secolul... 18. 18, ceea ce se numea variolarea. variolare. Variolare sau variolizare. Variolare, uh -huh. să uh, Variolarea a fost o... În fine, presupun că majoritatea oamenilor nu sunt familiarizați cu, cu acest termen. Variolarea presupune inocularea intenționată de materie infectantă de la un bolnav de variolă la un om sănătos, cu scopul de a-i provoca o boală cât mai blândă. Pentru noi pare ceva îngrozitor. Uh, și, dintr-un punct de vedere, chiar și este pentru că tu îi produci omului o variolă adevărată, cu riscurile aferente. Și, într-adevăr, la primele variolări, uh, procentul celor care mureau era sau ar fi, era semnificativ și oricum inacceptabil pentru noi acum. La primele variolări, cam 2% dintre cei care se supuneau procedeului mureau. Erau nebuni? Deci asumau astfel de riscuri? Nu. Știau că dacă fac variolă și în mod sigur făceai variolă, nu aveai cum să scapi. Variola e o boală extraordinar de contagioasă și în mod sigur urma să o faci. Mai devreme sau mai târziu o făceai, și riscul de a muri de variolă era undeva 10%, 15%, chiar 30%. Și atunci, 2% este mult mai puțin decât 10, 15, 20%. Acesta era raționamentul din spate. Variolarea a plecat de la o observație empirică, probabil pe un fond. Uh, magic. Din, din Imperiul Otoman. Uh, pe... Variolarea, sub o formă sau alta, era întâlnită în multe zone culturale, inclusiv în China. De fapt, primele informații provin din uh, zona chineză, în care se administra oamenilor sănătoși uh, praf obținut din uh, pustulele bolnavilor de variolă. Uh, Chinezii nu urmăreau uh, imunizarea preventivă. Ce voiau ei era să provoace boala la un moment potrivit. Uh, cu alte cuvinte, încercau să, dacă tot nu poți să privi boala, mai bine o faci când stelele se aliniază cum trebuie. Uh, încă ceva, uh, chiar și în Europa apare că exista, cel puțin în Anglia, exista obiceiul, în special în clasele sărace, de a-și expune intenționat copiii foarte mici uh, infectării cu variolă. Uh, din nou, pentru noi par un calcul cât se poate de cinic și îngrozitor, dar realitatea era că cine scăpa, scăpa, cine nu scăpa, nu scăpa, de variolă nu scapi. Și cumva încercau să-și treze copiii din start. Este înfiorător pentru noi astăzi, dar condițiile în care trăiau oamenii de acum 300, 400, 1000 de ani erau într-adevăr înfiorătoare. Și nu trebuie să judecăm cu standardele noastre actuale deciziile lor de atunci. Mai este încă ceva. Variola, în principiu, sau Virusul care produce boala are două sușe majore. Cu amândouă sunt periculoase, dar mortalitatea este foarte diferită între uh, Alastrim, așa numită variolă minor și variola major. Uh, la variola minor murau cam 1% dintre cei infectați. La cealaltă, după cum v-am zis, uh, mortalitatea putea să ajungă și la 30%. Procesul de variolării presupunea alegerea unei variole bune, se specifică explicit, o variolă bună. Și una din presupuneri este că, de fapt, se identificau uh, bolnavi care nu aveau uh, manifestări foarte grave prin comparație cu majoritatea celorlalți bolnavi, deci probabil ei atunci nu știau de această dihotomie între alastrim și variola uh, obișnuită, dar... Empiric, probabil că apelau la bolnavi mai, cu forme, mai, cu forme mai ușoare pentru a uh, transmite boala celorlalți, uh, scopul final până la urmă fiind imunizare. Și uh, este interesant că în Europa Occidentală uh, variolarea a venit dinspre Imperiul Otoman. Și de ce spun că este interesant? Că este că noi, de fapt, eram în sfera culturală a Imperiului Otoman. Cumva ne este jenă să recunoaștem că noi am fost sute de ani parte din Imperiul Otoman. Cumva noi încercăm să băgăm sub această perioadă, insistând pe dorința noastră de independență, de lucrurile astea sunt, țin mai mult de mitologie decât de realitate. Uh, cert este că uh, medicii nu români, bineînțeles uh, dar medicii care au semnalat societății regale Royal Society uh, din Londra fenomenul variolării au lucrat an de zile ca medici pentru principii români uh, și Pilarino și Timonii an de zile au fost aici în fie în Moldova, fie în țara românească. Uh, soția uneia din domnitorii fanarioți și-a uh, variolat copiii, nu la noi, ci la Constantinopol. E foarte posibil ca această metodă să fi fost cunoscută sau chiar practicată în, uh, pe teritoriul nostru. Uh, și aici s-a încercat uh, cumva uh, citirea acestor informații în cheie uh, mitologico-naționalist, încercându-se să se impună ideea că ce să vezi noi am fi inventat sau am stat la originea vaccinării. Nu avem dovezi în acest sens, dar este posibil ca această metodă să fi fost cunoscută totuși în zona noastră, ținând cont că era foarte răspândită în Imperiul Otoman. Povestești despre Constantin Caracaș, unul dintre românii care imediat au înțeles importanța vaccinării. El e și creatorul Spitalului Filantropia și este cel care a deschis în țările române destul de devreme, să zic așa, porțile pentru vaccinare. Și îl pui cumva în, în contrast cu un ierarh al bisericii care în zilele noastre se opune, se opune vaccinării. mai mult de atât. m Am avut surpriza să descoper într-o biografie a lui Edward Jenner, inventatorul vaccinării. Noi am discutat până acum de variolare, deci strămoșul uh, vaccină. vaccinării propuzise. Uh, spre sfârșitul secolului XVIII, Edward Jenner descoperă o metodă mult, mult, mult mai sigură de imunizare. Uh, mecanismul fiind același, doar că în loc de virusul propuzis al variolei, chiar dacă ar fi fost o variolă bună, se folosea, sau și se folosește în esență și acum, virusul variolei vacilor. Tocmai de aceea se numește vaccinare, de la vacă, de la cuvântul latinesc pentru vacă. Jenner descoperă cum poate să fie folosit virusul variolei bovine, pentru a produce o reacție imunitară corespunzătoare împotriva variolei umane. Și, de fapt, din acel moment putem vorbi de vaccinare propriu și de bea de atunci începe să, să, răspândească pe scară largă această procedură. Dar am avut surpriza să descoper în o biografie a lui Jenner de la 1838, cred, deci imediat, să zicem, sau în fine, la puțin timp după ce gener, scrisă la puțin timp după ce Jenner a murit, menționat explicit hospodarul Moldovei în lista șefilor de stat, a regilor, a împăraților care au susținut vaccinarea. Deci, împreună cu împăratul Franței și împăratul Austriei, să zicem, era listat hospodarul Moldovei. Mai mult de atât, în secolul XIX, cine făcea vaccinarea la noi? Evident, o făceau medicii, doar că medicii erau foarte puțini. Și atunci, de fapt, grosul vaccinărilor era administrat de cine? De preoți. Uh, regulamentele explicau și precizau cât se poate de clar că nu poți să te hirotonisești dacă nu știi să vaccinezi. Protul satului era cel care vaccina. Uh, dacă erai seminarist și urmai să te hirotonisești, erai obligat să parcurgi un curs de vaccinare și mai mult de atât să faci ucenicie pe lângă uh, medicul districtual ca să înveți efectiv cum se practică operația și de-abia atunci puteai să devii preot. Și este paradoxal ca astăzi, în secolul nostru, să vezi în alți responsabili ai bisericii torpilând efectiv eforturile guvernamentale de vaccinare. Când acel mitropolit a lansat acel atac de acum, cred că 10 ani, dacă nu mă înșel, împotriva vaccinării Împotriva HPV, omul acela a devenit automat un criminal, hai să o spunem pe față. Torpilarea campaniei de vaccinare anti-HPV duce și a dus la îmbolnăviri, îmbolnăviri care vor duce la moarte prin cancer se poate calcula, se poate calcula câte femei nu s-au vaccinat datorită faptului că s-au oprit vaccinarea în acei ani. Se știu procentajele de îmbolnăviri, se știu procentajele de decese în urma îmbolnăvirilor, deci putem să calculăm. Omul acela e un criminal. Aceste campanii împotriva vaccinării au consecințe dramatice asupra oamenilor. este un lucru care trebuie spus, spus pe față. Uh, revenim un pic mai, mai târziu la această problemă. Acum te-aș te -aș întreba: ce sunt aceia prioni? Uh, cred că în anii 90, dacă nu mă înșel, uh, lumea era foarte preocupată, presupun că știi, uh, dacă să mănânce sau să nu mănânce carne de vacă. Mai știi, uh, marea panică. E, prionii sunt niște replicatori, un termen foarte, foarte tehnic. În esență, o structură care poate să creeze alte structuri asemănătoare. Prionii sunt niște proteine. Corpul nostru, între multele componente, conține din plin proteine de toate felurile, mărimile și tipurile. E, în mod normal, corpul nostru conține o anumită categorie de proteine care se numește, se numesc, aceste proteine se numesc prioni. E, toată problema este că atunci când discuți de molecule organice foarte mari, de obicei moleculele organice sunt compuse din sute de atomi, din mii de atomi, din zeci de mii de atomi, aceste molecule uh, sunt uh, flexibile. De obicei ne întâlnim la chimie cu conceptul de moleculă, nu? Dar în primii ani de chimie învățăm de molecule foarte simple, cum ar fi molecula de oxigen, compusă din doi atomi. Uh, sau molecula de dioxid de carbon, un atom de carbon și doi atomi de oxigen, sau binecunoscuta moleculă de apă, H2O, compusă dintr-un atom de oxigen și de atom de hidrogen. Acestea sunt molecule mici și rigide. Spre deosebire de aceste molecule, moleculele organice de obicei sunt foarte mari și fiind foarte mari, sunt flexibile. Și pot să capete diferite structuri tridimensionale în funcție de diferite de diferi parametri, de diferite condiții, Um, și mai mult de atât, în cazul organismelor vii, funcția biologică a moleculelor, a, a acestor molecule, începe să țină mai degrabă de structura lor tridimensională, de modul în care ele se pot îmbuca unele cu altele. Gândește-te, să zicem, la niște piese de uh, puzzle, care, dacă sunt de forma potrivită, se îmbucă perfect, dacă nu, nu. E, În cazul organismelor noastre și, al, bineînțeles, și al tuturor celorlalte organisme vii, modul de funcționare depinde de structura tridimensională a acestor molecule. Acești prioni pot să vină în mai multe forme, și din când în când, spontan, se poate întâmpla ca o astfel de moleculă. Să devină degradată, să capete o formă neprielnică vieții, ca să, ca să zic așa. Și întâmplare face ca aceste molecule deformate să aibă o proprietate interesantă. Când se întâlnesc cu o moleculă de forma corectă, o deformează și pe ea. Și, în timp, bine, procesul este foarte lent în mod normal, dar, în timp, proporția. Moleculelor deformate tot crește. Și aceste molecule deformate mai au o proprietate nefericită. Sunt foarte, foarte, foarte greu de degradat prin procesele biologice uzuale din organism. Drept urmare, moleculele deformate se acumulează și încep să apară diferite probleme. Probleme neurologice, în particular. Și această boală a vacine bune, la care mă refeream ceva mai devreme. Este produsă prin acest mecanism de niște m, proteine degradate, care, la rândul lor, în momentul în care sunt mâncate, ajung în țesuturi și încep să deformeze proteinele normale. Prionii sunt o structură foarte ciudată și nu prea ai ocazia să te întâlnești uzual uh, cu ei sau să afli multe lucruri uh, despre ei. Uh, dar uh, par să intervină în foarte multe boli degenerative. Uh, sunt un domeniu... Povestești de un Caz de ce s-a întâmplat cu niște triburi de canibali. Exact, este un caz clasic din Papua Noua Guine, cu, De fapt, de la acest caz din Papua Noua Guinee a plecat deșifrarea tainei prionilor. În esență, au fost două linii de investigații. Și de abia târziu s-a descoperit că cele două linii se unesc până la urmă și pot să contribuie la uh, deslușirea enigmei. Uh, aceste descoperiri făcându-se înainte de a apărea boala vacine bune de care discutam în anii 80-90. Uh, Papua Noua a Guinei este o insulă foarte mare, tropicală, structurată pe văi adânci care separă lanțurile muntoase unele de altele. Și în văile acelea trăiesc triburi vasi izolate unele de altele, pentru că este foarte greu să treci într-o vale în cea de alături. Drept urmare, Papua este cunoscută pentru diversitatea lingvistică, de exemplu, uriașe de acolo, pentru că fiecare vale își vorbește limba ei pentru varietatea obiceiurilor. Pe la mijlocul secolului trecut, autoritățile coloniale australiene, pe atunci Papua de Australia, au uh, fost uh, alertate cu privire la o ciudată epidemie într-unul dintre nenumăratele triburi uh, din zonă. Uh, oamenii uh, suferau de aparente probleme neurologice și mureau uh, Situația lor fiziologică se degrada foarte rău și mureau. Doctorii trimiși să investigheze, la început, n-au reușit să descopere nicio, nicio cauză evidentă a acestei boli. Până la urmă, deșifrarea enigmei a venit de la studii de antropologie. Pentru că niște antropologi au descoperit că cei care suferau de boală sau că îmbolnăvirile sunt corelate cu o practică funerară, care pentru noi poate părea ciudată. În tradiția acelui trib fore se numește, mortul nu se îngroapă, ci se mănâncă. <laughs> Și mai mult de atât, acest canibalism ritual este o formă de respect. Uh, nimic nu se aruncă, cu excepția chestii verzi torcoșite, cum ar fi zis Terry Pratchett, uh, cu excepția bilei, practic totul se mănâncă. Chiar și oasele se coceau și se pisau și se mâncau. Uh, atât, de important, uh, atât de important era această tradiție încât, uh, de exemplu, creierul mortului uh, de obicei uh, era în mod special apreciat, și de obicei nu era dat copiilor ca nu cumva să scape vreo bucățică pe jos. Cei din tribul Fore nu aveau de unde să știe că dacă mănânci creier provenind de la un om bolnav de această boală, curu era denumită, te îmbolnăvești și tu. Ce s-a întâmplat? Probabil că undeva în jurul 1900, în cadrul tribului, a apărut un caz spontan de maladie Creutzfeldt-Jakob. Este o degenerescență neuronală provocată de acumularea prionilor. De unde apar prionii? Pot să apară spontan. În cazuri rare... Poți apară spontan, poate să apară spontan această tranziție între forma normală fiziologică și forma degradată. Odată apărută forma degradată, pe parcursul anilor, prionii degradați îi convertesc pe cei fiziologici la varianta degradată, se acumulează și până la urmă omul începe să sufere de probleme neurologice și moare. Având cei din tribul Fore, având uh, acest obicei al canibalismului ritual, au mâncat acel cadavru, au mâncat și creierul plin de prioni infectanți. Tot mai mulți oameni, oameni s-au infectat, au murit și ei la rândul lor au fost muriți. A apărut dintr-o dată o explozie de cazuri. Până la urmă, cercetătorii au descoperit cauza acestor îmbolnăviri și australienii au interzis canibalismul ritual și astfel s-a stins epidemia de, de curu. Mai sunt totuși astăzi decese, pentru că durează foarte mult între momentul infectării și momentul decesului și mai există încă oameni foarte în vârstă care acum niște zeci de ani, fiind copii mici, au mâncat creier de la persoane infectate. Aceasta a fost una din liniile de cercetare. În paralel, era cunoscută de sute de ani o boală denumită scrapie. Este o boală a oilor, de obicei. De fapt, de la această scrapie a apărut boala voilà, vacine bune, o să povestesc imediat. Este o manifestare similară, produsă de o manieră similară, dar la ori. Cercetătorii, în fine, pentru un trei concurs de împrejurări, medicii veterinari cu medicii umani, cu antropologi au reușit să pună la un cap la cap și la un loc informațiile disponibile și au descoperit că de fapt toate aceste boli au o cauză comună și până la urmă, ok, eu acum comprim în câteva minute un proces care a durat niște decenii și s-au descoperit prionii și rolul lor în provocarea bolilor. Ce este problema, cum a apărut problema vacilor nebune? În Anglia, spre sfârșitul anilor 80, ai secolului trecut, deși nu ar fi trebuit să se facă acest lucru, Cadavre de oi moarte de scrapie au fost prelucrate și transformate în hrană proteică pentru vaci. Acești prioni sunt suficient de specifici fiecarei specii, dar pot să transmită boala la specii relativ mai înrudite. În particular, noi dacă mâncăm oaie bolnavă de scrapie. Nu ne îmbolnăvim, dar vacile care au mâncat furaje îmbogățite proteic cu carne de la uh, oi bolnave de scrapie au dezvoltat o variantă bovină a, uh, a scrapiei. Și culmea, deși noi nu ne putem infecta de la prionii oilor, de la prionii vacilor ne putem infecta. Oamenii au mâncat se sunt nervos de la vaci că de vacă, pane, nu? <laughs> și s-au infectat. Uh, între timp, uh, bine, și această epidemie a fost oprită suficient de repede, când că deja se cunoștea existența prionilor, uh, se știa cum se transmite boala, s-au dezvoltat teste pentru a se putea identifica animalele bolnave, au fost uh, sacrificate. Uh, Cirezile cu animale bolnave, și până la urmă boala s-a rezolvat. Situația s-a rezolvat. Aceasta e o carte <coughs> explicit scrisă și împotriva celor care se opun vaccinării. Și așa și începe. Aceasta e prima frază propriu sa a cărții. În spatele atitudinii, atitudinii circumspecte față de vaccinuri, dincolo de justificările punctuale, stă frica de ce le-ar fi frică oamenilor să, să, să se vaccineze. Cei antivax au, practic, sunt două argumente care s-ar putea așa foarte pe scurt rezuma. Știința e rea, natura e bună și a doua, vaccinurile au efecte secundare Destul de puternice, și nu merită săriști să-ți vaccinezi. Dar, totuși, de unde a apărut extinderea asta atât de mare a ideilor anti-vax? Sunt mai multe linii care conduc la această, la această mișcare. În primul rând, Orice acțiune pe care o îndeplinim comportă un risc. Am venit acum la interviu cu o trotinetă electrică. Ar fi putut să dea o mașină peste mine sau aș fi putut să dau peste o piatră, să cad și să mă lovesc cu capul de bordură. Asta este un risc real. În același timp, este un risc foarte mic. Nu putem să renunțăm la orice acțiune pe care am face-o, speriați de absolut toate riscurile pentru că, de ce? Pentru că riscul să mor de foame sau să, să nebunești închis la tine în casă este mult mai mare decât riscul de a merge cu, moto cu trotineta da, și electrică. Și cu de sare. Și cu fi de dar, uh, da, repet, uh, atitudinea, unul din filonurile care alimentează uh, atitudinea antivexărilor este legată de teamă. nu -mi este teamă să îi fac copilului vaccin, să nu-i fac un rău. Teama asta este justificată. Or, orice tratament, că discutăm de aspirină, că discutăm de, nu știu, faringosept, că discutăm de tableta cu Propolis naturistă, orice faci implică un risc. Problema este să reușești să evaluezi corect riscul. Din un punct de vedere, riscul de a te neca cu tableta naturistă de propolis nu este uh, insignifiant, nu? Doar că este foarte mic. Așa este și cu vaccinurile. Într-adevăr, vaccinurile, la modul general, uh, Realitatea este că vaccinurile nu trebuie băgate toate în aceeași oală, pentru că există diferențe enorme între vaccinul A și vaccinul B și vaccinul C, legate de modul în care sunt produse, de modul în care sunt administrate, de 11.000 de parametri. Dar hai să zicem deocamdată să ne referim așa global la ele. Ca orice tratament, vaccinarea presupune un risc. Doar că, repet, acest risc trebuie evaluat corect, iar riscurile legate de vaccinare sunt absolut infime în raport cu riscurile legate de nevaccinare. Riscul de a muri, uh, unul dintre cele mai. Uh, cum se zice în română, la vilified, la. Uh, unul dintre cele mai atacate vaccinul, este vaccinul împotriva rujeolei, împotriva pojarului. Um, și sunt foarte multe mămici, foarte mulți părinți care se tem de acest vaccin, să nu îi facă rău copilului. Dar uh, trebuie să luăm în calcul că boala în sine comportă foarte multe riscuri. Uh, în Statele Unite, o țară cu un sistem medical ceva mai bine pus la punct decât al nostru. În continuare, chiar și în ziua de astăzi, mor doi copii la fiecare mie de copii infectați. La noi, dacă ne uităm la epidemia pornită în 2016-2017, dacă nu mă așa, de atunci și până acum, mortalitatea este de cam 3 spre 4 la mie. Cu alte cuvinte, ai luat o mie de copii, ei toți se vor infecta. Mai devreme sau mai târziu, pojarul este o boală extraordinar de contagioasă. Mai devreme sau mai târziu, din mie aceasta de copii, practic toți vor face pojar. Din ei, doi mor. Din start sau trei. Mai mult, un procentaj din ei vor rămâne cu niște sechele grave pe toată viața care este riscul de mortalitate la vaccinul împotriva pojarului? Zero. Despre asta discutăm. Și da, poate avea efecte neplăcute. O să te doară injecția. O să faci un pic de febră. Dar dacă tu te temi de febra pe care poți să o faci ca urmare a vaccinării, e paradoxal să te gândești că nu te temi de boala propriu-zisă. Istoric vorbind, această, această teamă era mult mai justificată. Am discutat de uh, variolari. Uh, la primele variolări, murau cam 2% dintre pacienți. În momentul de față, în, nici mortalitatea bolii actuale, eu am botezat-o mare atușală. nici mortalitatea la Marea Tușală nu este de 2%. Uh, dacă ti-ți cont, nu de cazurile detectate, ci de ansamblu cazurilor, mortalitatea este undeva de 7 la mie. În continuare, atenție, la pojar și pojarul e o boală gravă pentru standardele noastre. La pojar e 2 la mie, la asta este 7 la mie, deci ca să punem lucrurile în perspectivă. Dar, în același timp, să le punem și în perspectivă istorică. Cu cei 10% care murau sau 15% care murau de variol. Ok, la variolare murau 2%, la primele variolări nu este o, nu este o hotără ușor de făcut să ți se propună variolarea și să zici da, gata, mă variolez când totuși doi oameni dintr-o sută vor muri în urma procedeului. De aici vine această teamă de, de, vaccinare. Este adevărat, totuși, că nu discutăm de vaccinurile moderne, discutăm de secolul XVIII, discutăm de perioada de dinainte de descoperirea vaccinării propuzise de către Jenner. Îmbunătățirea tehnicilor de variolare a făcut să scadă fantastic riscurile. A existat o familie de medici britanici, mai corect ar fi să le spunem variolatori britanici, familia Saturn, care a pus la punct așa-numita metodă sat, satoniană de, de variolare. Și au reușit să scadă fantastic uh, numărul uh, deceselor. Uh, statisticile lor uh, au înregistrat doar 3 decese la 20 ceva de mii, într-o de mii de persoane uh, variolate. Cu alte cuvinte deja spre, sfârși, uh, spre mijlocul sau în ultima parte a secolului. 18, deja variolarea devenise extraordinar de sigură, mai ales, ok, mult mai puțin sigură decât standardele noastre actuale, dar uh, riscurile erau nesemnificative față de uh, riscul de a muri în urma contractării uh, variole. Vaccinurile devin de la an la an, sau în fine de la decenii la decenii, din ce în ce mai sigure. Uh, probabil că unul dintre cele mai uh, uh, periculoase vaccinuri existente în momentul de față este vaccinul împotriva variolei. El nu se mai face. L-au mai făcut americanii trupelor înaintea războiului din Irak. Uh, că le era frică ca nu cumva să fie atacați cu arme bacteriologice să, de către irachieni. În mod normal nu se mai face acest vaccin și practic s-au cam oprit cercetările pe îmbunătățirea acestui vaccin. Dar datele din anii 60, când încă se practica vaccinarea antivariolică, arată că acest vaccin, și atenție, repet, este unul dintre cele mai periculoase vaccinuri existente, se înregistra un deces la milionul de doze. Unul la milion. În cazul vaccinului antirujolic, este zero. <laughs> Riscul de deces este zero. Care este riscul de moarte în urma uh, contractării pojarului? 2 la mie. Hai să punem lucrurile astea în balanță. Deci, frica este reală, dar este exagerată. Evident, ăsta este unul din filoane. Filonul celălalt uh, vine mai degrabă pe. Reacția instinctivă a omului la impunerea autorității. Evident, nu-ți place să faci ceva când ești obligat să faci ceva. Da, tocmai a citit un articol care vorbea de resentimentul antivaxist. Faptul că oamenii își manifestă prin asta un resentiment la. Așa un... e. Care neîmplinirile lor în viață, așa este, așa este. distanța de autoritate și uh, sunt mulțime de, de lucruri băgate acolo și se manifestă prin refuzul. Așa este, așa este. Sunt foarte mulți factori care țin atât de educație cât și factori psihologici care se combină pentru a genera această atitudine antivaccinistă. Uh, ăsta este și unul din motivele pentru care am scris cartea. Uh, de ce? Uh, Oamenii au nevoie de informație, de informație corectă. Și, din păcate, nu au dus un soia nici măcar la școală. Uh, de vaccinuri, uh, începând din 2016, uh, s-a introdus în programa școlară tema vaccinării ceea ce este un lucru foarte bun, că până atunci nu exista nimic. Dar modul în care s-a pus în practică chestia asta este absolut lamentabil. În cel mai fericit caz găsești undeva o mică casetuță până cele 60-70-100 de pagini ale unei cărți de științele naturii, să zicem, dacă discutăm de 1-4, în care se spune vaccinurile, fac bine, hai, vaccinează-te. Cam asta, cam la asta să rezum. E, e, și la ce te poți aștepta atunci dacă oamenii nu au informațiile necesare, dacă e, cineva nu înțelege teoria microbiana bolilor? Nu știu, e, la tine, la școala generală, la liceu, ți-a povestit cineva de teoria microbiana bolilor? cu este Cred că da. Eu, că... eu nu ți, eu nu -ți minte. Să-mi fi spus cineva. Nu, da, nu mai țin minte. Da, ți se da. spune că bacteriile da. uh, provoacă boli. De acord, dar asta e cu totul altceva decât teoria a bolilor. Da. Medicina modernă a demarat la jumătatea secolului XIX sau în fine, în a doua jumătate a secolului XIX odată cu demonstrarea teoriei microbiene a bolilor. Cu alte cuvinte că bolile astea transmisibile, au ca origine, sau în fine sunt produse de microorganisme care ne parazitează. De-abia din acest moment putem să vorbim de medicină modernă. De ce? Pentru că de-abia din acest moment am descoperit ce putem să facem ca să nu ne mai îmbolnăvim. Dincolo de niște măsuri empirice. Doar această teorie ne-a permis descoperirea uh, antimicrobienilor, antibioticelor, a vaccinurilor. Acest fundament teoretic despre care nu-ți povestește nimeni în școală. Vorbesc despre el în carte. Vorbesc despre cum uh, s-au descoperit virusurile, despre cum s-a descoperit rolul patogenal lor, despre cum s-au descoperit bacteriile, uh, despre cum s-a descoperit funcționarea sistemului imunitar, pentru că discutăm de uh, avansuri care s-au făcut pe durata unor de a multor decenii. Și uh, astea sunt lucruri care țin de o cultură elementară, de o cultură generală elementară, științifică. Nu, uh, nu sunt uh, nu este rocket science, uh, nu uh, sunt uh, subiecte de neînțeles Uh, și nu sunt subiecte care să țină doar de specialiști. Sunt subiecte care țin de viața noastră, de zi cu zi. Uh, până la urmă, societatea actuală este bazată pe știință. Poate părea, um, cum să spun, uh, în același timp plictisitor, banal, uh, cum vrei să-i spui, dar asta e realitatea. Dacă ar, așa am face clic și ar dispărea... Uh, descoperirile din ultimii, hai să zicem, 150-200 de ani, practic n am mai avea nimic, ar rămâne doar niște pereți goi. Nici ăștia n-ar mai fi, că betonul armat e o descoperire relativ recentă. Mulți dintre noi n am mai fi aici. Pentru că oamenii în trecut și în trecutul foarte apropiat mureau pe capete de bol, de foamete, străbunica mea. Cred că a murit în 62, deci este, cum să spun, relativ, într-un timp relativ apropiat. A avut 11 copii. Patru au murit de mici, de niște boli care acum, odată că nu mai sunt practic întâlnite în țările dezvoltate, și doi la mână sunt tratabile. Lucrurile astea trebuie realizate. Dar ca să realizezi lucrurile astea, trebuie să știi fundamentele. Alfabetizarea științifică este la, pe același plan cu alfabetizarea propriu cu a ști să adun, să mulțești, să împarți. Ține de, de, de acel minim de cunoștințe necesar pentru a te descurca în societatea de azi, pentru că dacă tu nu înțelegi toate aceste elemente. Ești ca un sălbatic uh, luat din junglă și mutat în mijlocul orașului. Nu înțelegi nimic. Și, ar, și din păcate această incultură științifică alimentează mișcarea antivaccinistă. Există acum, așa să spunem, așa în încheiere, există și un fel de epidemie de prostie. Și tu dai, adică și prostia se transmite cu da? foarte ușor. Uh, eu și dai exemplu unei astfel de epidemii, boala coro. coro care în Singapore, în 67, când foarte mulți oameni s-au pomenit că le dispar penisul și uh, testiculele și au fost înnebuniți. 400 sau aproape 500 de oameni au ajuns la, la medicul cu, cu această cu această boală. Cum, cum s-a întâmplat acest fenomen? În 67, medicii din Singapore au fost luați prin surprindere de o avalanșă de bărbați care veneau disperați la camerele de primier urgențe cu mâna strâns încleștată pe organul bărbătesc și terifiați că îl vor pierde. Povestea a plecat de la două articole publicate în presa locală. Unul dintre ele povestea că cineva ar fi mâncat carne de porc vaccinat împotriva pestei porcine. Și ar fi dispărut penisul. Ziariștii au revenit după câteva zile cu un nou articol în care povesteau chiar și despre un porc care a murit în urma acestei vaccinări. Și ce să vezi, nu mai avea penis. Acum trebuie. De ce? Care a fost ideea din spatele acestor articole? nu mai știm astăzi, nu avem de unde să mai știm, fie ar fi putut să fie o glumă. Ar fi putut să fie o glumă, un fel de păcăleală de 1 aprilie, sau poate o manieră mascată de insulta pe chinezi. De ce? Singapore-ul tocmai își căpătase independența, erau foarte multe tensiuni interetnice între principalele două comunități din Singapore, între malaezieni. malaezienii, fiind musulmani, nu mănâncă carne de porc, și chinezii, care erau majoritari și care mănâncă din plin porc. Ar putea să fie. să fi fost pur și simplu o manieră mascată de a insulta pe chinezi. Cert este că niște sute de oameni s-au lăsat convinși de aceste articole și au năvălit, disperați, la spital, că le dispare penisul. Uh, unii chiar uh, uh, și-l prindeau cu uh, niște cleme uh, în uh, articolul uh, pe care îl citez în carte, a apărut într-o revistă medicală din Singapore, din 67-68, după ce s-a petrecut epidemia, chiar este reprodusă imaginea unui bărbat venit la spital cu penisul prins între două cleme uriașe de lemn și legat bine, ca nu cumva să-i fie, ca nu cumva să fie absorbit în interiorul corpului. Um, această păcăleală, această farsă, cum vrei să-i spui, a venit pe fundul unor credințe preexistente. Această boală, în ghilimele, această afecțiune mai degrabă, este cunoscută în medicina tradițională chineză. În medicina tradițională chineză găsești foarte multe lucruri interesante și au credința că... Uh, poți să te întâlnești cu un spirit vulpiță <laughs> care îți convinge penisul să se retragă în corp. Uh, există documentate chiar și diferite ritualuri de exorcizare acestor spirite vulpițe, ritualuri la care participă tot satul și uh, oameni și durează o uh, tot ritualul și în timp ce o, un fel de garda penisului se <laughs> schimbă uh, ne lăsând niciodată din mână <laughs> bietul organ <laughs> amenințatul organ <laughs> uh, și păzindu-l, ceilalți săteni bad în oale, aruncă cu petarde ca să sperie, să sperie spiritele vulpițe. Și într-un final, după ore în șir de luptă, și luptă și dăi și dăi și luptă, vine marele șaman care cu niște bețișoare de mâncat reușește să-ți extragă spiritul din trunul din degetele de la mână. Lumea e ciudată. Uh, deci, existând această idee răspândită în populația de origine și de cultură chineză, uh, articolele respective au căzut pe un teren fertil, și a apărut această epidemie care pentru noi pare complet. Uh, Absurd, cum vrei să-i spui? Nu știu, putem să-i spune chiar și tristă. Uh, culmea, malaezienii n-au suferit de, de dispariția penisului. Ok.